Bun venit la un nou video. Astăzi reparăm cu Didi. Avem un iPhone 7. Știu că mult m-ați întrebat când mai faci video de la muncă. Uite, astăzi facem video de la muncă. Avem un iPhone 7 cu o problemă des întâlnită la modelul ăsta de telefon. Asta o să știu care este problema. În momentul în care efectuăm un apel telefonic, să zicem un număr de 3-4, o să spun o oră exactă. Da? El ar trebui să meargă. Îl pui la ureche, nu se aude absolut nimic aici, iar nu poți muta pe speaker. Nu se poate. Nu se poate pentru că nu este, zice că e unavailable. Nu poți să apeși. Iar problema asta se trage de la chipul audio. Așa că vom încerca să-l reparăm. Pentru asta va trebui să îl desfacem. Să ajungem la chipul audio. Ok, știu că nu am mai postat... Nu am mai făcut live-uri cu jocuri pentru că am fost foarte, foarte ocupată la muncă și obosită. Nu știu dacă pot cu asta, dar să-mi caut ceva pe aici. Da, l-am găsit. Am găsit. Ok. Scoatem ecranul ușor. Ușor. Probabil că în weekend vom mai posta jocuri. Mai face live stream. Dar până atunci vom face videouri de la muncă. Okay. Hai, încet. Iese și ecranul nostru. Perfect. Problema asta este foarte des întâlnită la iPhone 7. Mai, eu te-am stins. De ce te-ai aprins? Și e pentru că iPhone 7 are foarte multe șuruburi de diferite mărimi. Vor folosi multe șuruburi în liniță, adică număr de 3. Fiecare pentru șuruburile lor. Scoatem ecranul mai întâi, deconectăm bateria. Bun. Așa. Sper să mai și văd șuruburile după. E foarte rău când... Ok. Când nu le vezi șuruburile pe masă. Pe lume și lipiciul ăsta. Ok. Ecranul este gata. Așa. Ok. Să scoatem placa. Avem una... 2, 3 aici. Am terminat și cu șurubelnița asta. Alta la rând, asta. Scoatem și... Ok.
De, nu în vârșul belnițele astea, când una, când alta, când una, când alta. Ce să-i faci dacă așa trebuie? Avem și un pin pe aici. Scoatem cartela. Antenuțele. O fa carcare. Camera. Chestiunea asta. Se mai are un șurub aici. Ok. Hai, ieși odată, ieși. Așa. Uite că a ieșit. Pentru că de dedesubt mai era un șurub. Pe care l-am scos și ăsta. Aici mai avem un șurubel. Care ține placa. Antena una e scoasă. Scoatem și pe a doua. A ieșit așa. Ia să vedem ce mai avem de mai. Cred că atât. Uite că nu putem lua. A rămas pinul acolo. Le ținea placă. Și l-am scos mofa de aici. Cum am scos. Bun, asta este placa. Era în partea asta la altă. Nu e nici aici. Asta este chipul audio. Da? Vedem dacă îl putem. L-am găsit! Este aici! Este aici! L-am găsit! Ok. Aveam ceva și nu găsesc. Aveam ceva și nu găsesc. Ok. Nu, nu mai contează. Nu este, nu este. Ok. Să trecem. O să încercăm să îl relipim acum, înainte de a-l schimba. Probabil că cine a folosit telefonul a scăpat telefonul jos și am să mut imediat și pe microscop. Ok. Asta este chipul. Da? Ok. Chipul audio, că am găsit, era aici, era lângă mine, era lângă mine și eu nu vedeam. Pentru siguranță, o să punem, uite, asta. Așa. Să nu încălzim mai mult decât trebuie. Ok.
Hai mă, nu vrea să rupă. Gata. Ok. Bun, să trecem. Am lăsat și eu amprente pe chipul ăla. Chiar nu contează. Ok. Punem niște flux. Cam mult, da. Sper să nu se pună chiar tot. S-a pus. S-a pus tot. Cam mult am pus aici. Așa, ok. E în regulă. Și vom încerca să îl lipim. Sper să se vadă bine și... ok. Ok. Se vede? Se vede? Se vede. Ok. Adică să încercăm să-l relibim. Să mai punem un pic încercăm acum. Ok. Bun. Cum să și răcim. Treaba e că am făcut ai. Ok. Ok. Acum te dezlipim asta, ce greu e. Ok, nu e așa de greu. Așa. Placa este aproape rece. Și să facem proba. Ok. Facem proba. Ia să vedem. Okay.
Bun. Ok. Punem și antenuțele. Ai mai antenuțe, mă. Ce mai greu mi-e să pun antenele astea? Exact, la locul lor. Nici nu pot să cred. Intră acolo. Ok. Una e gata. Bun, a doua e gata. Ok. Charging port. Ok. Ia să punem și ecranul. Ok. Ecranul e gata. Punem și carteluța. Unde-i? Stai că-ți pun cartela acum, mamă, stai așa. Stai așa. Ok, ha, searching, searching. Și să vedem. Și facem proba. Hai. Calling, calling. Proiect cu rețeaua asta aici. Nu avem. Nu avem foarte mare semnal. Hai, te rog, semnal, vino. Antenuța dezlegată, sper. Ok. Să încercăm cu o altă cartelă. Ah, Tesco. Ok, avem Tesco. Semnalul e foarte slab aici. Ok, avem semnal. Avem semnal. Ia să punem noi provizorul ecranul, uite, așa. Ce nu ești mai cartelă? Cercăm cu alta. Tesco. Searching Tesco.
calling. Job done. Deci înainte nu puteam să să mut pe speaker și nici difuzorul nu mergea. Merge perfect. Se aude? Se aude? Cam atât. Doar pentru că am relipit chipul audio, care probabil de la trânteală avea câteva fisuri sub, n-a fost nevoie să schimbăm. Ok, o să-l montez, o să pun toate șuruburile cum au fost la locul lor fiecare și gata. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!